Incidentul s-a produs puțin după ora 10. Potrivit conducerii liceului, clasa 8-a din care face parte eleva urma să meargă în vizită la muzeu în cadrul săptămânii altfel. Diriginta s-a întâlnit cu elevii în fața liceului, iar în momentul când s-a făcut prezența, au constatat că fata lipsește. Au sunat-o în mod repetat la telefon și n-a mai răspuns. Copiii au văzut-o că a intrat în sala de clasă. Noi am derulat acum camerele video. Fetița a fost singură în sala de clasă. Se vede că a urcat pe pervaz și de acolo nu mai putem pronunța. Eleva a căzut de la o înălțime de aproximativ 10 metri, însă căderea a fost atenuată de o copertină aflată la aproape un metru de sol. Medicii de pe ambulanță au găsit-o conștientă și au transportat-o la spital. Este cu fractură de coloană vertebrală și a fost transferată la clinica neurochirurgie. Este cu contuzie toraco-abdominală, dar conștientă și stabilă hemodinamic și respirator. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre o elevă în vârstă de 14 ani care ar fi căzut de la etajul 3 al clădirii, fiind identificată în imediat apropiere a edificiului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducerea liceului spune că nu știe ca eleva să fie avut probleme. Ancheta polițiștilor va stabili în ce condiții a căzut fata pe fereastră.